Spațiile. Da, da, da. Mai curios, dar vreau să vă spun un lucru. Voleți, voleți, vreți, nu vreți să mă credeți, eu vă spun. Eu sunt un om care la biserică, nu am biserică, stau pe Avelească. De tăiere la mitată biserică. Eu cred în Dumnezeu, dar în, să mă iert în cei care zic că sunt copii, eu nu cred. Bă, asta e părerea mea, umila mea părere. Eu nu cred în pop. Bun. Am făcut paranteză. Eu vă spun sincer, structural eu sunt un om decent. Cu măsură, teatru și film și arta care am dat și rolul care am dat viața, eu nu spun că am jucat, am dat viața. Le-am făcut cu primărul cu dragoste, cu respect față de public. Și la doilea rând, decență. Orice lucru, fie că e pictor, repet, fie că e muzică, dacă nu ai decență, măsură, nu e. Nu e un lucru artistic. Cartea am scris-o cu decență. Nu am dat, cum să zicem, popor, poalele peste cap sau să învăță, nu vă arăt câte femei am. Am cunoscut și câte am iubit și câte am iubit. Și este scrisă, pot să spun, ca și când ați stat de vorbă. Da, de asta vreau, dialogul, nu-mi place să zic, să fac, să țin spiciul. Nu sunt nici politician, nu am vrut să mă copteze. Nu, am refuzat. Nu sunt făcut pentru. Eu sunt făcut pentru lucruri calde, pentru omenie, pentru oameni. Poezia, dacă nu-i... O, să nu te răspund, eu de cer. Așa că aceasta, indiferent că am fost rivalul regelui, sigur că, iar tot cu decență am scris, n-am putut să scriu acolo ce exact s-a întâmplat. Citiți printre rânduri, de asta avem și puțină imaginație. Nu puțină, poate multă imaginație. Tot ce am așternut pe hârtie, nu e ficțiune, păcătele mele, nu. Ceea ce veți avea plăcerea să citiți, sunt 10% din ceea ce îmi rămâne mie să scriu. Cu aceeași dragoste și respect față de lucru. Publicul m-a făcut